Astăzi mă voi referi în declarația pe care o voi face la câteva chestiuni care sunt importante și interesante pentru opinia publică. Prima chestiune se referă la decorația domnului László Tőkés, care i-a fost atribuită 2009 de către președintele României și în urma unor declarații făcute de domnul Tőkés, Consiliul de Onoare al Ordinului Steaua României s-a sesizat și a propus retragerea acestei distincții. Domnul Tőkés s-a adresat instanțelor, a contestat această decizie a Consiliului de Onoare și instanțele au admis că acest Consiliu a avut dreptul să facă această propunere. În consecință, chestiunea a ajuns pe masa mea și trebuie să iau o decizie. După părerea mea, trebuie să ținem cont de câteva lucruri când analizăm această speță. Cel care acordă o distincție vrea să răsplătească pe cel distins, vrea să-i recunoască un merit. Cel care primește și care acceptă această distincție trebuie să recunoască